Andreea Matei este eleva Școlii Generale numărul 6 din Petroșani, iar pentru a se vindeca de leucemie are nevoie de un transplant de măduvă. Intervenția chirurgicală costă circa 100.000 de euro, iar banii sunt greu de strâns. Voluntarii cluburilor Impact s-au gândit să vină în sprijinul ei și vor organiza un spectacol unde elevii de liceu vor cânta. De asemenea, vor fi expuse spre vânzare circa 60 de tablouri realizate de voluntari. Noi am încercat să facem o serie de tablouri pe care dorim să le vindem pentru a ajuta pe Andreea, o fetiță de 14 ani, bolnavă de leucemie, să cumpere medicamentele necesare și să se trateze așa cum are nevoie. Orice contribuție contează, pentru că suma este foarte mare. Clubul Impact al liceului Mihai Eminescu, al Colegiului Național Mihai Eminescu, a organizat un spectacol pentru Matei Andreea, o fetiță foarte specială, dar foarte bolnavă, și încercăm să strângem cât mai mulți bani pentru operația de care ea are nevoie. Vom avea foarte multe acte artistice, foarte mulți elevi de la Mihai Eminescu vor cânta și o să fie frumos, așteptăm cât mai multă lume. De asemenea, solistul de muzică folk Florin Paul Kamen va fi invitat special al concertului umanitar. Prețul biletului la spectacol este de 12 lei, iar fondurile colectate vor merge către Andreea.